Campania PNL Mehedinți venit să dăruim a continuat astăzi cu o vizită la centrul de primire minor din Drobeta Turnul Severin. Viceprimarul Daniel Cârjan și colegii săi liberali au dorit ca și acești copii să simtă atmosfera sărbătorilor de iarnă. Săptămâna aceasta, începând de luni până astăzi, a fost săptămâna cadourilor, iar noi liberalii am debarat campania, am venit să dăruim și am fost în mai multe centre de plasament pe raza municipiului Drobeta Turnul Severin cu un brad, cu cadouri, cu dulciuri, cu fructe, precum ați văzut, pentru copiii care sunt mai puțin norocoși decât copiii noștri. Ne-am gândit că în perioada de aceasta de sărbători, dacă putem să facem un bine, să îl facem, și asta am și făcut, pentru că este perioada în care cu toții trebuie să fim mai buni și cu toții trebuie să avem o grijă aparte pentru cei care, repet, au fost mai puțin norocoși decât noi. În centrul de primire minor sunt în prezent 5 copii. Aici au parte de cele mai bune condiții, iar conducerea instituției se îngrijește de ei pentru o scurtă perioadă de timp. Unitatea noastră găzduiește pe perioade de timp limitată copiii abuzați, neglijați, exploatați în familie, pe o perioadă până se rezolvă problemele lor în alte familii care sunt rude sau familii care trebuie să întrețină copiii, în principiu asistent maternal. În perioada asta ei au tot ce trebuie, exact ca la o casă, ca la un hotel. Deci au tot ce trebuie pentru a se îngriji aici. Aici beneficiază de mâncare, beneficiază de căldură, de tot ce trebuie un copil normal. Câți copii aveți în moment? La momentul ăsta avem 5 copii. De fapt, au fost 7, au mai plecat. Deci la noi nu stau, o perioadă scurtă până se rezolvă și pleacă în alte familii, în alte centre. Cei mici au primit plase pline cu dulciuri, fructe și un pom de Crăciun și le-au mulțumit oaspeților așa cum se cuvine.